Salutare, dragilor! În acest episod o să reparăm Hora. Reparăm o chitară Hora, produsă în anii 80, cred, cum arată. Și o să vedem ce ne așteaptă pe parcurs. Să vedem drumul. Da, după cum vedeți, chitara a fost oarecum maltratată sau prost tratată, uitată undeva într-un balcon sau într-un pod unde a suferit de cald și umiditate, și după trecerea timpului a ajuns să vrea să se despartă în părți de componente și bridge-ul se desface. O să vedeți cât de ușor se desface, este deja aproape desprins. Mă mir cum a putut să țină tensiunea conzilor. Gâtul la fel. Gâtul se desface, e aproape desfăcut, mă rog, e un pic de luptă ca să-l scoți în totalitate. Chitara are montată artizanal o doză, de fapt este un senzor piezo lipit cu un tip de adeziv undeva în interiorul chitarei, legat de o mufă de 6,5 mm, legată, nu e cositorită, ceea ce ar duce la o grămadă de probleme dacă ar fi fost folosit. Dar astea erau timpurile. Nu toată lumea avea un LED acasă și conexiunea electrică prin răsucire nu e una proastă atunci când este. De obicei nu prea este sau este intermitentă și asta aduce cu sine probleme. Chitara arată bine, nu este o chitară scumpă. Din ce am observat, nu are o formă de ajustare a gâtului. Și asta înseamnă că dacă gâtul chitarei este deformat, cum este și cazul nostru, încercăm să readucem la viață tot ce se poate. Este o chitară ieftină, nu este o chitară scumpă. O să facem tot posibilul fără costuri suplimentare sau majore să o readucem la viață, să poată fi cântată cât de cât de nou. Pentru folk, în primele taburi măcar. Și tot ar fi un progres. Chitara e frumușică, din lemn, nu placaj ordinar, ca și chinezăriile alea care le puteți găsi, deci e o chitară care merită restaurată, deși are câteva puncte negative, faptul că gâtul e un pic strâmb, nu știu cât de cântabilă va putea fi. După ce va fi terminată, asta rămâne să vedem. Astăzi, în prima parte a acestei restaurări, încercăm să desfacem bridge-ul, să demontăm chitara, să o pregătim pentru reparare. Urmează ca apoi să o lipim, să lipim bridge-ul înapoi, să lipim gâtul înapoi după ce a fost lipit și să vedem dacă merită să-i dăm un finish sau o lăsăm doar așa să rămână pentru... Dacă va fi cântată, se va putea cânta la ea, atunci o să-i dăm un nou finish, o să-și depiesc și o să-i dăm un nou finish.
această nebunie amețitoare, o să încercăm să inspectăm interiorul chitarei, să vedem cum stăm cu bracing-urile, dacă trebuie relipite, dacă sistemul de susținere al cutiei de rezonanță este în ordine, sau dacă trebuie să-i mai facem lucruri, să vedem cu ce avem de-a face, cu alte cuvinte. Da. După cum vedem, mă rog, eu mi-am uitat în liniște, aici o să vă prezint așa pe repede înainte, am studiat foarte bine interiorul. Pare că este destul de bine încleiată sau a rămas destul de bine încleiată în ciuda tratamentului nepotrivit pe care l-a primit această chitară. Dar nu te-ai aștepta ca o chitară care este ieftină să fie tratată într-un mod special atât timp cât cade sau iese în afara grației. Aici încercăm să reparăm, să lipim înapoi briciul. Am făcut o contracție de clamă, dar din păcate, pentru faptul că găurile trec printr-unul din brace-urile, printr-una din baretele de susținere, oarecum, într-un mod brazant, așa, n-am putut să folosesc această metodă și o să trebuiască să adaptez o altă metodă. Metodă care va folosi două clame obișnuite, două cleme de lipire. O să încerc o abordare și după aia o să o schimbăm. Dar, da, asta e, așa se întâmplă atunci când construiești sau faci sau repari lucruri, trebuie să te adaptezi. În cazul de față, clemele nu sau clema pe care am făcut-o, sistemul de fixare a brigiului, era unul cu două șuruburi care țineau brigiul în poziție strânsă și cu presiune până se întărea lipiciul. Din păcate o să trebuiască să aducem niște clame. După cum vedeți, montăm o clamă, nu o să fiu mulțumit de ceea ce iese, o să încerc. Una din clame e defectă, pentru că așa sunt lucrurile pe care le am eu. Sunt, mă rog, lucruri mai ieftiuțe, pentru că eu s-a început în partea asta și asta am reușit să găsesc aici. Nu prea am reușit să găsesc niște clame de bună calitate. Mă rog, nici nu am cheltuit foarte mulți bani pe asemenea chestii, având în vedere că nu le folosesc foarte des. Și asta mă ajută să le folosesc așa cum sunt. Nu sunt extraordinar de bune, nu sunt cele mai bune, dar nu sunt nici de aruncat. Mă ajută să-mi fac treaba. Da, acum am montat clamele. Rămâne să ne asigurăm că sunt toate găurile perfect centrate și că brigiul stă exact acolo unde trebuie să stea, pentru că nu ne permitem să stea nici un răsucit, nici stânga, nici dreapta. Noi avem niște urme pe care le-am marcat și locul e foarte clar acolo unde ar trebui să stea, dar ne asigurăm că nu căștegem tot ce a ieșit, tot squeeze-ul, tot lipiciul care a ieșit, tot adezivul care a ieșit pe lângă. Apoi o să-l lăsăm să ticnească. Peste noapte. Drenching September rain. She'll pine for her summer climb. Acesta, dacă am fost editarea, muzica, primele două melodii sunt compuse de mine. Prima este Calea lui Buddha, cea de la începutul clipului. A doua este Când am fost plecat, While I was away. Iar ultima melodie, asta care se aude acum, este cântată de Axel Tree și este oferită Creative Commons.
dacă nu uit, o să pun și în melodie. Sperăm că nu o să aibă nimeni nicio problemă cu această melodie de fundal. Asta fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc că ați venit aici și pregătiți-vă pentru partea a doua, că vine. Vine în curând, chitara are gâtul deja lipit din nou, dar trebuie doar să pregătesc footage-ul și să vedem cum am ajuns. Vă mulțumesc și vă aștept din nou.